În Mehedinți, pregătirile pentru recensământul agricol sunt în grafic. Luni vor fi instruiți cei 475 de recenzori, 114 recenzori de rezervă, 81 de recenzori șefi și 66 de coordonatori. Prefectul Ion Muțu a convocat astăzi o conferință de presă pentru a face cunoscute detaliile privind organizarea și desfășurarea recensământului general agricol, care va avea loc în perioada 2 decembrie-31 ianuarie 2011. La ora aceasta suntem în grafic cu tot ce aveam de făcut. Le mulțumesc primarilor care s-au implicat în totalitate în localitățile lor. Avem oameni de calitate, avem profesioniști, sunt 475 de recenzori în tot județul Mehedinți, sunt 81 de recenzori șefi în tot județul, 66 de coordonatori și avem și 114 recenzori de rezervă în caz de se întâmplă ceva. Autoritățile cer populației să colaboreze deschis cu recenzorii cărora să le ofere informații corecte, mai ales că toate datele colectate sunt confidențiale. Datele și informațiile culese cu ocazia recensământului se folosesc exclusiv în scopuri statistice. Deci nimeni să nu aibă teamă că vor fi folosite pentru impozite, pentru taxe, pentru acțiuni în justiție. Nu! Deci toate datele și informațiile culese cu ocazia recensământului se folosesc numai în scopuri statistice. Conform legilor de organizare a recensământului, după publicarea rezultatelor, formularele se distrug conform legii arhivelor. Conform legislației Uniunii Europene în domeniul statistic, precum și recomandărilor Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație, fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol odată la 10 ani, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.